Unul din punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de luni a vizat aprobarea sumei de 20.000 de lei obținută din sponsorizări Centrului Cultural Ion Vinea pentru manifestările dedicate zilei de 1 decembrie. În referatul anexat proiectului scrie clar că această sumă este necesară pentru a plăti artiștii și chiria scenelor. Virgil Pețanca, directorul Casei de Cultură Ion Vinea, susține că suma de 20.000 de lei va fi folosită doar pentru scenă, nu și pentru artiști. Se pare că interpreții vor fi plătiți din alte surse, ținute la secret deocamdată. În primul rând, aș vrea să subliniez că, dacă erați atentă, această sumă este necesară numai închirierii scenelor. Pentru artiști, nu. Pentru artiști avem noi din bugetul propriu pentru acest interval de timp. Ca să vă spun cu cât ar fi onorat un artist, aș face o greșeală pentru că este confidențial. Ce vă pot spune însă este, încă o dată, subliniez faptul că 20.000 de lei au fost alocați din sponsorizări pentru a putea plăti cele două scene și, iar de remarcat un lucru, o scenă care va fi închiriată pe parcursul a 23 de zile. Cu toate acestea, se pare că giurgiuvenii vor avea parte de un program destul de variat în ziua de 1 decembrie, cu multe manifestări și concerte în aer liber, unde giurgiuvenii se vor bucura și de doi interpreți care vor rămâne o surpriză până atunci. Undeva pe la ora 12.30 până pe la ora 15, folclor muzical coregrafic, taraful nostru, soliștii noștri cunoscuți și un invitat, doi, pe care deocamdată îi ținem ca surpriză. Vorbesc din lumea bună a muzicii populare. La sfârșitul programului, spre bucuria copiilor, vor fi aprinse și luminițele din oraș și din bradul împodobit în parcul Mihai Viteazul.